Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a declarat astăzi în cadrul forului executiv că în scurt timp vor fi demarate procedurile pentru acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al județului, antrenorului emerit Lascăr Pană. Este până la urmă o personalitate a Maramureșului, un om care ne-a reprezentat atât de mulți ani la un nivel extrem de ridicat. A ridicat ștacheta foarte sus, acolo unde foarte puțini o să putem să o ducem de acum înainte, de aceea cred că este potrivit și o să susțin și acest lucru și că cu toții vom face, probabil la ședința viitoare, pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre prin care să oficializăm acest lucru. Lascăr Pană, care se află pe lista cetățenilor de onoare a municipiului Baia Mare, a încetat din viață în 17 septembrie la vârsta de 83 de ani. Pentru că au trecut puține zile de la dispariția sa, la începutul ședinței ordinare de astăzi, aleșii județeni au păstrat un moment de reculegere în memoria sa.